Acum a fost, v-ați dus dumneavoastră la PSD sau a venit oferta de la PSD la dumneavoastră? Cred că este foarte important să înțelegeți, la pe plan local sunt cât de cât cunoscut și cunoscându-mă cu liderii PSD-ului, ei au văzut în mine potențialul unui om care ar putea pune umărul la reformă. Mi-au făcut propunerea, am stat, am analizat-o și împreună cu soția am decis că ne asumăm pasul către PSD. Cum s-a schimbat viața după? Deocamdată e foarte agitată. Oricum aveam o viață. Suntem și în campanie electorală. Oricum aveam o viață agitată, însă campania electorală mai durează încă 2 săptămâni, după care vom vedea cum va fi, dar este important să, dacă noi oamenii care avem o viziune și care înțelegem cum merg lucrurile, nu facem pasul înspre a contribui la reformarea acestui stat, de ce s-am așteptat de la cineva care a lucrat doar la stat, a fost, nu știu, a lucrat la taxe și impozite, a încasat impozitele cetățenilor, să vrea să ajungă deputat când nu are o viziune mai departe de atât.